O anexă centrului de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap ojorâta, dar și un foișor din gospodăria învecinată au fost mistuite de un incendiu izbucnit din cauza fumatului în locuri nepermise. Pompierii militari au intervenit cu 3 autospeciale de stingere după anunțarea incendiului în jurul orei 9:33. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la o anexă ce aparține de centru. Flăcările s-au propagat la proprietatea învecinată și au aprins și un foișor. Incendiul a fost lichidat în jurul orei 11:40. Până atunci au ars o anexă a centrului pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați și materialele depozitate în acestea, acoperișul foișorului și un perete al construcției 80 de metri pătrați. Pompierii au salvat o clădire administrativă ce aparține centrului și casa de locuit a proprietății învecinate.